Adunarea Generală a Judecătorilor, care s-a desfășurat pe 17 martie după o pauză de 4 ani, a fost întreruptă până la 28 aprilie. Astfel a fost amânată alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii din rândul magistraților. Judecătorii participanți la adunare au păreri împărțite despre pulsul actual al sistemului judecătoresc, reforma inițiată de actuala guvernare, dar și despre procesul de evaluare a judecătorilor și candidaților la funcția de judecător. Mi-a eu ne-am scris aici, calm, cu litere roșii ne-am scris, calm. Cum să mă comport? Victor Micu, care în ziua desfășurării adunării generale a judecătorilor încă mai era membru al Consiliului Superior al Magistraturii și judecător la Curtea Supremă de Justiție, dar care urma să părăsească sistemul judecătoresc peste numai 3 zile, s-a arătat nemulțumit de modul în care actuala guvernare a inițiat reforma justiției. Reforma justiției trebuie să fie efectuată din interior de specialiști care cunosc materia. Adică trebuie să fie reprezentant atât a societății civile cât și din sistemul judecătoresc și, eu știu, persoane experți, fiindcă dacă nu pui probleme de tapet care le cunoaște noi din interior, nu poți să faci reformă. Sunt foarte multe, încă o dată vreau să spun că nu este bine când se vorbește de sistemul judecătoresc, sunt corupți sau sunt cazuri între cazuri. Micu consideră că recentele demisii ale magistraților din sistem nu ar fi un sabotaj. Eu nu cred că este un sabotaj, fiecare, vă spun cinstit, au hotărât cum a hotărât el personal. Nu cred eu că s-a înțeles. Eu personal nu am vorbit cu nimic, pleci, nu pleci, fiecare a hotărât soarta sa, dar poate într-adevăr este și chestiunea aceasta, dar marea majoritate a colegilor care am discutat au spus că s-au săturat de învinuiri generale. Fiindcă întotdeauna s-a pus accentul, și eu inclusiv când am fost președinte și la CSM am pus accentul pe judecătorii tineri. Noi am eliberat locul, când poftim. O să vină alți judecători, poate mai buni, că noi mai deștepți. Iar Liliana Catană, judecătoare la CSJ, care a demisionat și ea recent din sistem, acuză guvernarea că își dorește subjugarea justiției. Cei care intră în luptă cu justiția trebuie să fie pregătiți să țină piept acestei lupte. Pregătiți din punct de vedere legal. Nu putem să călcăm peste capuri doar ca să ne atingem niște scopuri. Eu astăzi am fost nevoită să plec de atâta că eu nu convin, ca și colegii mei de altfel. Domnul Grosu, cel puțin, bănuiesc că știe ce face și cum face, a spus că noi soluționăm foarte repede problemele. Nu-i nimic, ei s-au dus, cum s-a exprimat dumnealui, au plecat prin evadare. Nu am evadat, Doamne ferește. Iar de la tribuna adunării, Catana a mulțumit, citez, țărilor care ne întind sacul cu bani și ne învață să facem democrație. Citat închis. Mai am încă 10 ani care i-aș fi putut da acestui sistem. În țările la care mulțumesc că ne întind sacul cu bani și ne învață să facem democrație, judecătorii cu experiență se prețuiesc la maximum. Dacă vă duceți în Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii, pentru că de acolo, de fapt, vine licoarea și nu de la răsărit. Și magistrata judecătoriei Chișinău, Victoria Sanduța, acuză politicienii de imixtiune în sistemul judecătoresc, dar spune că de vină pentru asta ar fi chiar judecătorii. Să recunoaștem că vinovați de starea actuală în sistemul justiției suntem noi, judecătorii, să ne asumăm responsabilitatea, să revină puterea judecătorească la ea acasă, adică pe alături de cele două puteri în stat, pe aceeași treaptă, pe picior de egalitate, și să facem curățirea din interior, să dovedim că noi suntem capabili să facem curățirea din interior. Și îmi pare rău că nu s-a primit acest lucru până acum, pentru că inclusiv acești membri cu CSM-ului expirat, care au fost și pe timpul statului capturat și au fost îmbrățișați și de actualul politic pentru a fi folosit în așa zisele reforme care au fost desființate de avizul Comisiei de la Veneția acum. În viziunea judecătoarei, recentele plecări din sistem ale judecătorilor sunt, citez, o consecință logică a discursului de ură promovat de către politicieni din 2019 încoace. Citat închis. Nu este adevărat ce vorbește politicul, că justiția este total capturată. Nu este adevărat. Eu din 2017, de când activez în sistem, am emis hotărâri
corecte și absolut independente, fără presiune din interior sau din exterior, și vreau să continui să fac acest lucru în continuare, fără comisii create și instituite de politic, de parlament, de parteneri de dezvoltare, care să-mi facă mie un filtru politic, de fapt, și nu un filtru de competență, pentru că experiența prevetică a demonstrat că această filtrare este profund incorrectă, nedreaptă, injustă. A eliminat din cursă pentru CSM judecători care nu au nicio legătură cu corupția, judecători care se bucură de respect și în societate și în rândul judecătorilor. Și acestea nu sunt alegeri. Dacă noi mergem să alegem 5 din 5, pentru că 4 membri vor fi în CSM și unul supliant, aceasta este o numire și o selecție politică de către Comisia Prevetic. Judecătoarea Livia Mitrofan, care aspiră la un fotoliu în CSM după ce a promovat evaluarea Comisiei Prevetic, a punctat că a vizitat mai multe instanțe și a constatat că sistemul judecătoresc se află în colaps. Am văzut că la moment sistemul judecătoresc se află într-un colaps absolut. Volumul de lucru, lipsa independenței, lipsa garanțiilor sociale, lipsa garanțiilor în general a sistemului judecătoresc. Mai mult ca atât, am constatat că în unele instanțe nici condiții tehnice nu sunt. Eu sunt cumva o persoană interesată și dumneavoastră ați menționat că am careva interes să fiu aleasă. Nu am acest interes. Eu am un interes într-un sistem puternic și unit, într-un sistem viabil cu un mecanism pentru a activa în continuare. Am un interes ca mandatul judecătorilor noștri să fie prelungit, să poată activa ca să fie luată din sarcina celorlalți judecători. Am un interes în numirea judecătorilor și angajarea personalului. Și am un interes ca în viitor societatea să se uite la noi ca una de la cele trei puteri în stat. Dar la judecători, ca un exponent al puterii judecătorești în adevărat sens al cuvântului, demn și care să respecte legea în totalitate. Magistratul Vladislav Holban de la Judecătoria Chișinău, sediul central, care nu a promovat evaluarea Comisiei Prevetic și a contestat decizia Comisiei la Curtea Supremă de Justiție, spune că reformarea sistemului judiciar este o necesitate strigentă, însă modul în care aceasta a fost începută generează neclarități. Consider că era o, necesitate stringentă de a interveni în a reforma sistemul judecătoresc, însă și modul cum a fost începută cel puțin efectuarea acestei reforme, ca rezultat a evaluării de către Comisia Prevetic a candidației a apărut careva neclarități, au apărut careva neînțelegeri referitor la aplicarea legii. Ceea ce sper că însăși Comisia la Veneția la fel a atras atenția asupra acestor fapte și sper în continuare, când va avea loc evaluarea colegilor deja în vetting, urmează să țin cont de acestea și să fie ajustate la prevederile legale, la normele internaționale. Ori prima fază care a avut loc cu prevettingul a generat mai multe controverse într-o anumită măsură, ceea ce nu face bine la percepția publicului față de reforma respectiv, însă și totuși sperăm că ea o să meargă pe calea care s-a pornit, pe calea dreaptă și o să genereze efecte pozitive. Vitalie Stratan, un alt judecător de la Judecătoria Chișinău, sediul central, care nu a promovat evaluarea Comisiei Prevetic și a contestat decizia Comisiei la CSJ, își pune speranțe că reforma va avea un rezultat bun. Sistemul judecătoresc trebuie să fie consolidat și doar cu aportul judecătorilor care sunt în sistem, trebuie să ne consolidăm, trebuie să formăm ca să fie lucrativ toate instanțele de judecată, inclusiv cu modificările care sunt aduse acum în legislație, și foarte mult depinde doar de judecători și de adunarea generală. Reformele se petrec de mulți ani în sistemul judecătoresc. Vreau doar intenția să fie bună și fiecare dintre reformă care este petrecută să fie coordonată între puteri respectiv și iarăși finalitatea vreau să fie ok la fiecare dintre reformele anunțate. Președinta Maia Sandu a convocat luni 20 martie Consiliul Suprem de Securitate după ce a ieșuat alegerea membrilor CSM. În cadrul ședinței s-a discutat accelerarea creării CSM-ului prin numirea de către Parlament a membrilor non-judecători care au trecut evaluarea Comisiei Prevetic.